Salutare și bine te-am găsit! Sunt Răzvan Linteș și începem un nou episod din podcastul Right People, Right Vibes. Astăzi o am invitată pe Manuela Lalu, care este fizioterapeut și membru fondator al Societății Române de Studiu al Articulației Temporomandibulare. Începând cu 2017, a început activitatea de lector atât în țară cât și în străinătate. Predă în Varșovia, Milano și Roma și face parte din echipa de lectori al Școlii de Reabilitare Craniomandibulare din Italia, care este sub îndrumarea lui Valerio Palmerini. Specializări care ar fi de menționat sunt cele sub îndrumarea lui Mariano Rocabaldo și Valerio Palmerini. Bună, Manuela! Salut! Bine ai venit în Iași! Bine v-am găsit! Mă bucur să te găzduiesc alături de Sorin. Dacă tot vorbeam de Rocabaldo și de Palmerini, aș vrea să te întreb dacă a existat un mentor care te-a inspirat și cât de important este să ai un model după care, la început, de unde să pornești. Te referi din punct de vedere profesional? Profesional sau personal. Hai să vorbim și profesional și personal. Bun. Atunci, dacă ar fi să dau un răspuns din punct de vedere personal, pentru mine modelul sau mentorul meu în viață, categoric a fost și este mama mea, pentru că este modelul de femeie puternică și atunci din start am luat-o ca și model și mi-am dorit tot timpul să fiu și eu o femeie puternică cum a fost ea pentru noi. Iar din punct de vedere profesional, ca și mentor, cu siguranță l-am luat pe Valerio Palmerini, pentru că îl apreciez enorm de mult, atât ca și om, cât și profesional, iar din punctul meu de vedere este extrem de important să îmbin cele două lucruri pentru a fi un profesionist desăvârșit, să fii și om și profesionist, iar Valerio mi se pare că are aceste două lucruri din belșug. Care crezi că a fost elementul cheie care a contribuit la poziția ta profesională de astăzi? Categoric ambiția. Ai fost ambițioasă? Tot timpul. De mică eram ambițioasă și în continuare sunt o persoană foarte ambițioasă. Sunt genul de om care obțin ceea ce îmi propun și ambiția cu siguranță a fost cea care m-a determinat să nu mă las, să continui să merg mai departe și indiferent cât de greu a fost, am continuat să merg datorită faptului că sunt ambițioasă. Vorbeam mai înainte și spuneam că ții cursuri în Varșovia, în Polonia, în Italia și tot timpul când merg în excursii mă uit la obiceiurile lor, la felul lor de a fi, de a se îmbrăca, de a se purta și aș vrea să te întreb ce ai, ce obiceiuri, ce, nu știu, vorbe, fel de a te îmbrăca, orice. Ce ai împrumutat, ce ai luat din Polonia și ce ai luat din Italia și ai aduce în România, ca și completare? Din Italia, mie personal îmi place foarte mult Italia. Din Italia categoric aș lua relaxarea lor, iubirea lor pentru viață. Adică sunt un popor extrem de relaxat care se bucură de fiecare moment și îl savurează pe deplin. Și cred că nouă românilor pe alocuri ne lipsește lucrul acesta și atunci acesta cu siguranță ar fi unul din lucrurile care l-aș împrumuta de la ei. De la polonezi, în Polonia mi-a plăcut foarte mult faptul că sunt extrem de calculați. Polonezii sunt un popor care acționează foarte pe niște reguli bine puse la punct și lucrul ăsta mi-a plăcut foarte mult la ei. Și cum crezi că s-ar putea îmbina relaxarea italienilor cu... Pe domenii. Am înțeles. Pe domenii, adică să știm când să fim exacti și la subiect și când să ne bucurăm. Să știm să facem și unul și un lucru și altceva. Să nu mergem doar pe o variantă, ci să le îmbinăm pe cele două. Povestește-mi ce înseamnă pentru tine să împărtășești din cunoștințele tale pe care le-ai acumulat în timp altor fizioterapeuți sau medicilor stomatologi. Povestește-mi ce înseamnă asta pentru tine? Îmi place foarte mult să împărtășesc din ceea ce știu eu. În primul rând, înseamnă foarte mult pentru că eu îmi iubesc profesia, iubesc ceea ce fac
Și atunci consider că în momentul în care dai din dragoste ceea ce tu știi și ceea ce tu consideri că stăpânești, n-au cum să iasă decât lucruri frumoase. În al doilea rând, mama mea a fost cadru didactic și când eram mică tot timpul îmi spunea că trebuie să-mi fac profesoară. Bineînțeles că nu i-am urmat sfatul, dar cred, acum încep să cred din ce în ce mai mult că am un mic talent în background, pentru că îmi place să predau, îmi place să împărtășesc și mă simt ca peștele în apă. Ce te inspiră astăzi? Ce persoane te inspiră? Oameni inteligenți, mai inteligenți decât mine și oamenii puternici. Tot timpul voi lua ca și model sau ca și aspirație o persoană mai inteligentă decât mine și o persoană puternică, pentru că sunt, cam asta este aspirația mea, să fiu tot, să merg tot mai sus, tot mai sus. Tu știi, și o parte din bărbați ar trebui, cam toți ar trebui să știm că femeile au așa un simț, simt lucrurile mult mai fin și mult mai repede decât noi bărbații și vreau să te întreb, cum îți dai seama că o persoană este puternică sau nu? Depinde de context, cred. O persoană puternică este o persoană care ține la... O persoană cu coloană vertebrală, aș putea spune. O persoană care ține la principiile ei și o persoană care demonstrează că acele principii sunt bine înrădăcinate acolo și merge în direcția pe care și-o propune. Cred că asta ar fi pentru mine o persoană puternică. Să văd că face din interiorul lui acel lucru pe care și-l dorește. Bun. Dacă ai pornit de la zero, pe același drum, ar fi ceva care ai schimba? Și dacă da, ce ai schimba? Cred că absolut nimic n-aș schimba. Pentru că atât din punct de vedere profesional, cât și din punct de vedere personal, viața mi-a dorit foarte mult și chiar dacă au fost și sunt lucruri care poate n-au ieșit cum mi-am dorit, sau, dar pe ansamblu, dacă este să trag o linie până acum la 38 de ani, consider, mulțumesc frumos la fel, consider că Manuela Lalo a primit multe și este extrem de mulțumită pentru ce are și nu a schimbat absolut nimic. Cum ai făcut să primești atât de multe? M-am lăsat iubită de Dumnezeu. Care sunt trei cărți pe care, care crezi că au avut impact asupra formării tale ca om? Trei cărți. O carte care mi-a schimbat puțin perspectiva în ceea ce privește viața și mi-a schimbat puțin și atitudinea a fost Conversații cu Dumnezeu. Este o trilogie. Pe urmă, o altă carte, Inteligența emoțională, pentru că am înțeles atunci că inteligența emoțională este mai importantă decât nivelul IQ. Și am înțeles că noi femeile avem una tu. Și a treia carte ar fi Tu ești placebo, Joe Dispenza. Pentru că încă o dată mi s-a demonstrat că suntem mai mult decât doar boli sau patologii, ci suntem oameni purtători de niște emoții și așa mai departe și am înțeles practic cum toate lucrurile astea pot să ne influențeze viața sau starea de sănătate. În ultimul timp l-am urmărit pe Gabor Mate, nu știu dacă... Da, sigur, Gabor Mate, da. Și el e pe aceeași teorie cu faptul că tot ceea ce simt și toate bolile pe care le avem și absolut tot ceea ce se întâmplă cu noi sunt cauzate de emoții și de ceea ce simțim noi. Și lucru cu care sunt perfect de acord. Da, și cumva mi-a reafirmat încă o dată un lucru pe care le aflasem mai de mult și le lăsasem așa într-un sertar și acum când mi le-a adus în față, pur și simplu mi-am dat seama de anumite lucruri care s-au întâmplat în, da, în spate, membrii din familie care au fost bolnavi și ce probleme au avut. Eu și... consider că fiecare dintre noi suntem oameni purtători de niște sentimente și noi cadrele medicale care lucrăm îndeaproape cu pacienți,
cred că suntem cei mai în măsură să observăm lucrurile astea. Eu le-am observat și înainte să mi se confirme din punct de vedere științific. Am observat lucrurile astea în cabinet. Știința doar a venit și a confirmat că este așa. Pentru că, într-adevăr, noi ca și profesioniști avem nevoie și de suportul științific ca să ne confirme, da, ai dreptate, ești pe drumul cel bun, poți să mergi mai departe. Dar nu, cred că este foarte important noi, ca și profesioniști, să ținem cont că tratăm oameni, nu mașinării, iar cred că emoțiile și sentimentele sunt cele care ne diferențiază. Așa este. Și dacă ți-ai pierde memoria și ar trebui să alegi doar 3 informații pe care să nu le uiți, care ar fi ele? Unu, să nu uit de unde am pornit. 2, să nu uit nici o zi din viața mea că sunt iubită de Dumnezeu. Și 3, să știu că merit tot ce e mai bun în lumea asta. Cine te-a inspirat și te-a dus în direcția asta spre Dumnezeu? Cine te-a... Că sigur e cineva în viața ta care pur și simplu ți-a arătat calea asta către... Nu cred că e vorbim de o persoană anume, ci vorbim de niște evenimente. Ok. Vorbim de niște evenimente și, ba da, și persoane, dar nu o persoană anume, ci faptul că am avut norocul sau șansa tot timpul să fiu înconjurată de oamenii potriviți la momentul potrivit. Și fiind o persoană foarte deschisă la informații, ascult. Eu foarte mult învăț și de la pacienți și consider că informația ajunge la noi cu un scop. Și atunci am început și să studiez și singură, să citesc mai mult, dar cred că cel mai mult evenimentele din viața mea. Da. Te întrebasem că, de exemplu, la mine bunica mea a fost, bunica dinspre mama a fost cea care cumva tot timpul avea o ușă în spatele bisericii prin care mă băga și tot timpul ajungeam în față și tot timpul trebuia să... Nu trebuia. Ajungeam și vorbeam cu preoții și chiar e o amintire plăcută din copilăria mea și lucrurile pe care le transmiteau preoții la nivelul anilor 80 și ceva era incredibil ce transmiteau unor copii. Și revenind la viața profesională, cât crezi că în profesie, cât crezi că este vocație și cât crezi că este efort? La mine? Pentru mine? Da. Pentru mine sunt 100% că e vocație, adică oricât de... Mi-am pus întrebarea asta de mai multe ori. Dacă ar fi să o iau de la capăt, mi-aș dori să fac altceva, altă profesie. Nu, categoric nu. Când am terminat facultatea, mi s-a propus să dau diferența, să intru la medicină generală, să fiu medic. Nu. Pentru mine, profesia asta este the best of. Sunt 100% sigură că asta am fost făcută în viața asta. Asta trebuie să fac, profesia asta. Cât crezi că e de riscant să fii pacient în România? Riscant să fii pacient poate să fie în orice țară, părerea mea. Eu consider că România are profesioniști buni, consider că românii sunt inteligenți și mai cred un lucru, cred că pacienții își aleg terapeuții și medicii și pacientul va ajunge pe mâna cui trebuie și la momentul când trebuie. Deci, dacă ar fi să cuantific așa un risc, nu cred că este mai riscant să fii pacient în România decât în altă țară. Depinde unde ajungi și când ajungi. Înțeles. Trecem așa de la una la alta. Am fost la profesional, acum trecem în plan personal. N-am cum, ești femeie și trebuie să-ți pun întrebarea asta. Ce este iubirea pentru tine? Iubirea pentru mine este bucurie. Iubirea poți să o găsești în orice. În primul și în primul rând, cred că pentru noi, pentru fiecare dintre noi, ar fi important să găsim iubire în iubirea pentru viață. Și iubirea înseamnă bucurie, categoric. Deci dacă ar fi să mă întreb ce înseamnă iubirea pentru tine, bucurie. Să iubești absolut fiecare lucru pe care îl faci. Să
să iubim viața, să ne iubim pe noi înșine și unii pe ceilalți, cam asta ar fi. Dar bucurie, iubirea egal bucurie pentru mine. Și care ar fi leacul pe care fizioterapeutul Manuela Lalo l-ar avea pentru durerea sufletească? Păi acum, durerea sufletească, de multe ori, cel puțin am observat în rândul pacienților mei, durerea sufletească vine, nu știu care este ordinea, vine durerea sufletească și pe urmă vine durerea fizică sau vine durerea fizică și pe urmă cea sufletească. Dar eu personal încerc pe cât posibil să-mi îndrum pacienții să se regăsească undeva, fie în Dumnezeu, fie în Univers, fie în orice cred ei, să se regăsească pentru ei. Pentru că indiferent în ceea ce credem, acea credință este în noi. De obicei, durerea sufletească vine în momentul în care te pierzi pe tine însuți. Și atunci, cred că eu, ca și fizioterapeut, nu pot să zic că am un tratament pentru treaba asta, dar ca și om, iar în spatele fizioterapeutului există Manuela, omul, cred că acolo m-aș duce cu pacienții, în a-i ajuta oarecum să-și dea seama că este mai mult decât doar ceea ce vedem, ci suntem noi, să ne regăsim pe noi. Acum venea următoarea întrebare, câte emoții este în profesia ta? Cred că răspunsul este clar. Păi, eu cred că fiecare dintre noi avem emoție, punem emoții. Adică dacă n-am pune emoții, înseamnă că este o problemă. Am avea o problemă, pentru că noi suntem oameni, pacienții noștri sunt oameni. Trebuie să punem emoție în ceea ce facem. Crezi că este posibil să existe un echilibru între viața privată și viața profesională? Pentru că toți ne dorim asta, toți spunem că spre asta tindem. Crezi că există undeva la un anumit nivel în care să ajungi să poți să ai un echilibru între viața profesională și cea privată? Cred că pe alocuri tot timpul suferă viața personală, viața profesională. Când într-o parte excelez, în cealaltă parte trebuie să o lași mai moale. Echilibru acesta personal nu cred că este posibil 100%. Pentru că nu poți să faci bine tot. Poți să faci acum bine într-o parte, mai bine într-o parte, dar mai puțin bine în altă parte. Sau nu poți să le faci pe ambele la fel de bine. Cred că echilibrul ăsta de care mă întrebi ar fi important să fie echilibru cu noi înșine. Și atunci să ne dăm seama unde vrem să excelăm mai mult. E momentul să excelezi mai mult profesional sau este momentul să excelezi mai mult personal? Și unde excelează cel mai mult femeile? Dacă tot am ajuns la excela. Bună întrebare. Aș putea spune că modernismul, din păcate, a dus mai mult să exceleze femeia în domeniul profesional. Lucru care este nu neapărat bun, dar asta este realitatea. Dar cred că eu personal mi-aș dori foarte mult să reușesc să găsesc acest echilibru între femeia Manuela și profesionistul Manuela. Și cred că este posibil, cu multă muncă. Și să mergem mai departe cu întrebarea, că dacă tot așa simt cum eu se leagă. Cum îți petreci timpul cu tine? Cum reușești? Există momente în care să fii tu cu tine? Cum reușești să le furi din 24 de ore? Cum mai reușești? Te gândi vreodată la lucrul ăsta? Faci lucrul ăsta? Da. Da. Că sunt convins după. Da. Practic zilnic meditația și îmi place pentru că este modalitatea prin care reușesc să-mi golesc mintea și să fiu eu. Da, meditația. Foarte fain. În final de podcast, în episodul ăsta, aș vrea să-mi spui ce lucruri ai vrea să transmiți
oamenilor. Nu știu, dacă ai avea posibilitatea acum, toată lumea te aude, toată România te aude și te aud și cei din Polonia și cei din Italia. Doar că nu mă înțeleg. Da, doar că nu te înțeleg, dar poate să dea pe ce să-și facă translate. Ce-i vrea să audă lumea de la tine? Wow. Ce, nu știu, un lucru pe care, nu știu, acum ai deschide geamul și ai vrea să-l strici, să-l audă toată lumea. Să facă cu pasiune tot ceea ce fac. Să pună pasiune în orice ce fac, în orice ce își doresc să facă. Că vorbim de un lucru personal sau un lucru profesional, cred că este extrem de important să punem pasiune în ceea ce facem. Pentru că doar în felul ăsta vom reuși să facem lucruri frumoase și bune. Cred că oamenilor în general le lipsește pasiunea asta și iubirea pentru tot ce înseamnă viață și lucruri pe care le facem. Dacă ar fi să le dau un sfat asta, cred că asta ar fi. Să încercăm să punem mai multă pasiune în ceea ce facem. Și unde crezi că am pierdut pe drum? Datorită modernismului, cred. Cred că tot ce se întâmplă la ora actuală la nivel mondial este o fugă continuă. Încercăm să ne dispersăm în multe locuri și consumăm multă energie în atât de milioane de locuri încât am început să pierdem esența. Și cred că aici este o problemă care va ajunge să fie o problemă. Cel puțin eu constat lucrul ăsta și în cabinet, la oamenii cu care lucrez. Și jurul meu, dacă mă uit așa puțin, vezi oameni din ce în ce mai triști. Da. Și eu mă bucur că pacienții mă aleg pe mine. Cum ai zis și tu, că asta am simțit și eu și mă bucur că nu sunt foarte multe momente într-o zi când simt că trebuie să dau eu mai multă energie decât aș putea. Știi că cred că și la tine ca și fizioterapeut e mai mult, mai ales că reușești și pui mâna pe om și da, simți schimbul ăsta de energie. La fel, asta da, simt și eu pe stomatologie. Corect, este un schimb de energie. Și e foarte important noi să înțelegem că de fapt este un schimb de energie. Dăm, dar și luăm. Da. Mulțumesc mult, Manuela. Cu mare drag. Spor la curs, că știu că vei avea un curs mâine și poi mâine în Iași. Și vă mai aștept în Iași și pe tine și pe Sorin. Cu mare drag. A fost o onoare pentru noi să fim aici. Mulțumesc mult. Și eu.